Oscilo Coccinum îți prezintă emisiunea Cunoaște, visează, iubește. Sunt dr. Jurș Gheorghe din Timișoara, sunt medic primar de medicină generală, mă ocup de homeopatie de foarte mulți ani. Homeopatia este o excelentă alternativă de fond pentru tratamentul alergiilor. Adică poate să ajute la prevenirea recidivelor, poate să ajute la diminuarea simptomelor, poate să ajute chiar și în criză. Mă bucur să vă revăd, domnul doctor. Sunt multe persoane care deja au informații generale despre homeopatie și prind curaj în ceea ce se numește clasic automedicație. Haideți să vorbim puțin despre medicamentul homeopat. Îl poate lua omul de capul lui sau este bine să meargă la medicul homeopat și să fie foarte clar de ce și cum și când îl ia? Medicamentul homeopatic este un medicament. Un medicament nu se ia fără prescripție. Dacă medicul homeopat face o prescripție sau prescrie pacientului un fel de trusă de familie, cu indicații când să le folosească pentru perioade scurte și lucruri minore, da, se poate. Pacienții mei, cel puțin după ani de zile de tratamente homeopatice, au în general un fel de kit de homeopatie casnic. În schimb, pentru problemele serioase, pentru patologia cronică, pentru insomniile, să spunem, de o viață, sau migrenele de o viață, psoriazii sau artritele de orice fel, trebuie consult homeopatic, pentru că există riscul ca automedicația să fie ineficientă, pe de o parte, pentru că nu este medicamentul care trebuie. Pe de altă parte, există riscul ca pacientul să întrerupă alopatia, care face bine, și atunci să apară o decompensare, o agravare a bolii, pentru că el nu-și mai ia medicamentul alopatic, iar cel homeopatic nu este potrivit. Așa că eu nu recomand deloc automedicația și, cum spuneam și în interviul celălalt, unul din factorii foarte importanți pentru dezvoltarea homeopatiei și pentru eficacitatea homeopatiei este învățământul homeopatic. De ce ne adunăm acum atâția medici aici ca să stăm zile în șir, ore în șir și zile în șir prezentând materia medică homeopatică, medicamentele, bolile, indicațiile, felul de prescriere, toate lucrurile astea care țin de profesie. Homeopatie este această diferență între efectul primar și efectul secundar. În momentul în care noi, veniți din școala medicală, știm efectele primare, chestia asta ne ajută să scăpăm, pe de o parte, de capcana filozofării inutile și speculative, pentru că avem un temei științific pentru ceea ce facem, pe de altă parte, ne ajută să înțelegem cum și cât trebuie folosit un remediu. În legătură cu diluțiile, pentru că sunt medicamente care poartă același nume, dar au diluții diferite, deci modul de acțiune al fiecărui medicament diferă. De ce când vedem 9CH, 15CH, 30CH, trebuie să ne sfătuim foarte precis cu medicul pentru schimbarea diluției? Este vorba exact de acea zonă de profesionalism și de adaptarea medicamentului la starea pacientului. Când se potrivește 5CH, se potrivește 5CH, când se potrivește 30CH, se potrivește 30CH. Asta medicul știe, pacientul nu știe. Dar ca să explicăm totuși, diluțiile când merg spre diluții înalte sunt mai puțin concentrate sau sunt mai concentrate? Care este de fapt? Diluțiile înalte sunt mai diluate, deci mai puțin concentrate. În schimb, gradul de procesare homeopatică, adică sucusiunea, triturația, acum se folosesc multe aparate pentru asta, este mai mare. Deși diluția este mai mare și procesarea este mai mare.
toate lucrurile se impregnează cu o informație și dacă înțelegem de fapt și acest aspect al medicinei energetice, informaționale, putem înțelege și să ne apropiem mai mult de mecanismul prin care medicamentul homeopat acționează, pentru că el de fapt aduce o informație la care corpul are un răspuns, o informație cu care noi suntem de fapt acomodați. Există multe teorii și există multe cercetări în toată lumea în legătură cu modul în care acționează medicamentul homeopat. Ce se știe cu siguranță este că acționează și practica medicală, clinică, bate mult cercetarea. Adică homeopatia are o experiență de 200 de ani cu foarte multe cazuri vindecate, ameliorate, cu rezultate certe, dar situația nu este foarte diferită cu ceea ce s-a întâmplat cu aspirina. În legătură cu aspirina s-a făcut până să se descopere actualul mecanism, care este foarte complicat, enzimatic. Aspirina a fost un medicament foarte utilizat pe criterii empirice, pe criterii de repetabilitate a efectelor. Acum, la un moment dat, știința a ajuns din spate experiența clinică și știm cum acționează. Dar ea acționează. La fel se întâmplă și în homeopatie. Încă nu știm cum acționează în totalitate, pentru că sunt multe cercetări care chiar au făcut pași imensi în față. Dar știm că acționează. Și mai ales, mult mai important, știm că acționează în anumite condiții. Și aceste condiții în care acționează sunt condițiile care sunt date de diagnosticul homeopatic. Ce este foarte important este să readucem în discuție lipsa unor contraindicații. De o parte, este important că atunci când căutăm rezolvarea unei boli prin homeopatie, să facem acest lucru cu sfatul medicului, să nu facem asta din mintea noastră sau din informări externe, pentru că, slavă Domnului, în acest moment ne putem informa pe mai multe căi. Nu este suficient să cumperi o carte despre homeopatie, un ghid sau să citești pe un blog și să cumperi medicamentul care crezi că ți se potrivește. Pe de altă parte, dacă totuși îl cumperi și îl folosești, e posibil să nu aibă niciun efect, dar este foarte important că el nu are o contraindicație, nu se poate face un rău grav, nu se poate aduce un prejudiciu major sănătății. Medicamentul în sine nu poate să-ți facă acest rău, dar poate să apară o agravare a bolii însăși. Asta pentru că homeopatia înseamnă similitudine. Da, în condițiile în care nu mai iau, oamenii nu mai iau medicația alopantă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, există în bolile cronice, cum este de exemplu psoriasis, există un fenomen bine cunoscut homeopaților, care se numește agravarea homeopatică, în care la început, ca reacție la medicament, organismul răspunde și face o agravare. Adică își manifestă, exact ca la vaccin. Da, își manifestă puternic, mai puternic boala, de exemplu apare o erupție mult mai mare decât a fost inițial, în schimb apoi boala dispare. Grafic coboară, da. Exact. Nu trebuie confundată agravarea bolii cu această agravare homeopatică, care în esență este benefică și arată că organismul răspunde la acel medicament. Și asta iarăși necesită o discuție cu medicul homeopat. El știe să interpreteze dacă este vorba de o agravare homeopatică benefică sau dacă a apărut o agravare ca urmare a faptului că remediul nu este potrivit și boala a evoluat. Asta este o problemă serioasă. Vreau să vă întreb despre diferența modului de prezentare a medicamentelor homeopate, pentru că avem granule mai mari, avem mai mici, avem sub formă de picături. Faptul că ele apar sub o formă sau alta înseamnă că unul este mai bun decât celălalt sau le putem trata, cum să spun, ca pe o gamă de produse benefice oricum pentru categoric, sănătate? Modul de prezentare ține de politica firmei, ține de necesitățile de administrare, ține de necesitățile de dozare. De exemplu, biluțele se pot lua 3-5 biluțe odată. Câte vreme cu picăturile este mult mai ușor de dozat. Putem să luăm 3, 5, 10, 7, 20 în funcție de necesitatea de prescriere.
Așa că forma de prezentare nu contează. Cum se întâmplă și în alopatie, există un excipient, există un suport al medicamentului, care este lactoza, de obicei, sau o combinație de lactoză cu zaharoză, care duce această informație în funcție de nevoile organismului. Medicul știe chestia asta. V-am întrebat pentru că e și un mit legat de, cum să zic, aromele, mirosurile, care nu trebuie combinate niciodată cu un medicament homeopat. Trebuie o pauză de 15 minute înainte și după administrarea medicamentului. Este într-adevăr important să nu combin cu altă aromă mai puternică medicamentul homeopat? El se absorbe prin salivă, absorpția se produce lent. Dacă este alăturată unei arome puternice, distruge efectul? Trebuie evitată interferența între medicamentul homeopatic și gusturi tari. Că este vorba de cafea, că este vorba de mentă, că este vorba de arome de toate felurile, această interferență trebuie evitată. Eu personal spun 5-10 minute, dar ceea ce am putut vedea chiar și pe propria piele e că remediul homeopatic bine ales funcționează. Chiar dacă după ce am luat remediu m-am mai fuțit prin cabinet și am uitat și am băut o gură de cafea. Am mers perfect. Pentru cei care fumează sau au dependențe de alcool, există soluții în homeopatie să diminueze aceste dependențe? Nu știu, n-am experiență și nu cred că asta e soluția. Dacă este o dependență chimică, atunci putem ajuta pacientul să se echilibreze și să renunțe de bunăvoie. Dar pacienții care mă întreabă și la telefon, mă întreabă pacienții dacă pot să fac cură de dezalcoolizare cu remedii homeopatice, nu. Dacă pacientul nu este hotărât să o facă și dacă nu se supune unei discipline, nu cred că putem face foarte mult. Dependențe medicamentoase, de exemplu, cei care au insomnii și au somnifere foarte des, se pot înlocui aceste... Aici este altceva. Pe măsură ce, organismul se echilibrează, pacientul se echilibrează, încet, încet, el poate renunța la acel medicament de care este dependent. Mai ales cei care doresc să facă chestia asta. Și am văzut nenumărate cazuri de renunțare la antidepresive, de renunțare la chiar la prednison dat de lungă durată. Dar nu brusc și numai sub supravegherea medicului homeopat, care știe să facă trecerea între un domeniu și celălalt. Acum, e drept că pacienții care sunt dependenți de o anumită medicație răspund mai greu la tratamentul homeopatic, pentru că au o perioadă de latență mai lungă, locul respectivului proces fiind luat de inductorul de somn, de exemplu. Nu? Nu apare o inducție de somn naturală, ci apare o inducție de somn artificială, prin chimică. Și atunci trebuie să echilibrezi întregul organism. Chestia e destul de complicată la nivelul mediatorilor din cap, din creier. Și pe măsură ce lucrurile se echilibrează, se poate scădea antidepresivul sau medicamentul de insomnie sau... Când putem vorbi despre efectele homeopatiei la nivel fizic și la nivel psihic? Categoric, homeopatia este un imens adjuvant sau chiar terapia de elecție pentru anumite tulburări, să spunem, anxios-depresive, de intensitate nevrotică, dar nu în marea psihiatrie. Adică, acolo unde există riscuri majore pentru sănătate sau chiar riscuri vitale, riscul de suicid, deocamdată, sau există deliruri sau schizofrenie sau altele care țin de psihiatria mare, deocamdată, de bine de rău, psihiatria alopatică a făcut treabă foarte bună. Avem niște achiziții pentru umanitate pe care trebuie să le respectăm. În schimb, atunci când apar tulburări anxios-depresive la oamenii obișnuiți, datorită stresului, datorită unor evenimente, datorită unor decompensări conjuncturale, homeopatia poate să ajute imens. Uneori mai mult decât orice altă disciplină. Oscilococcinum ți-a prezentat emisiunea Cunoaște, visează, iubește.